Carina Orodan. Carina, eu te știu pe tine de la mai multe concursuri, tu ești un copil talentat, alergat prin festivaluri, muncit pe la emisiuni peste tot, ceea ce e foarte fain. Deja se simte în glasul tău experiența, însă ai ales o piesă foarte ușoară, poate asta e tot repertoriul tău, poate tu când nu mai piese ușurele, e foarte ușoară, te ne fredonăm așa și vrem la un concurs mare, un concurs foarte mare, Carina. Sunt 202 concurenți, au rămas deja 91 și acum trebuie să rămâneți 20. Mie mi-e foarte greu să aleg și atunci cum va alege juriul și publicul? Care cântă mai fain, care cântă mai greu, care cântă mai pe sus, înțelegi? Deci dacă treci în etapa următoare, în finală, va trebui să-ți alegi o piesă mai grea. Nu știu cum, poate o doină, poate o baladă, poate ceva cu vocea mai altfel, da? E un concurs dificil, tu ești foarte bun, n-ai greșeli, să zic așa, dar piesa e simpluță, piesa e normală, e mai mult pentru spectacole, pentru emisiuni. Dacă treci în finală, să vii cu o piesă mai grea, da? Îți doresc succes!